curutiera mintr-o. Ai venit curutiera și ți-o luat toți banii. Am avut numai 15 lei. Am început puși la Maia Sandu. Așa, că vreau da, să dar ai vorbit cu un consilier, n-ai vorbit da, chiar cu Maia Sandu. Am grăit. Și am zis că Mironca Cristina nu ia banii mei. Și vreau să întoarcă banii care... Dar cine e Cristina asta? Mironca, că el nu e la noi în sat, e de la Ștefan Vodă. A, pă da, Tudora Palanca. Și cum îți ia banii, în ce fel? E ca așa ne-o la banii pentru că eu au văzut că am fost luat cineva să ajungi de mine și eu au văzut că tăiet ajutor social și balanța în buzunar vine. Eu nu înțeleg, asta pare ilegal, dar nu te-ai plâns, eu știu, la primar, la asistența socială din sat. Am fost, nu fac nică. Dar la asistența socială raională? Am fost, nică. Și câți bani îți e? 1412 lei. Toți banii tăi pe care îi primești tu, ți-i e? Da, e ne le. Dar pe poate cum se cheamă asta? Asistent personal sau poate tutore, nu? Ce rol, ce funcție are e? Ce funcție are e? Da. Ea are o funcție de asistent social. În sat? Da. Și ieri este bani la dânsa în buzunare cu vinii. Hai sunăm la primărie și întrebăm. Cum ai zis că o cheamă? Mironca Cristina. Cristina Mironca? Da. Și ea lucrează la primărie la voi în sat, asistent social. Da, e concediu. Dar să răspundă primarul, poate primarul știe ce face ea. Primarul nu face nimic. Sunăm dar la raion. Sunăm la raion să vedem. Da, e și tu spus de la guvern. Tu Maia Sandu, ca să vii să fac eu, și poate ea să facă. Maia Sandu? Da. Da, e și tot dat. Număr de înregistrare la plângere? Da. Igor Carp te numește, da? Lasă, uite, și-i sănătoși. Sunăm la asistența socială raională. Cum ai zis că se cheamă satul? Pieticeni. Bună ziua! Sunt la asistența socială raională Călăraș. Avem un băiat aici de la Pieticeni, Igor Carp, și zice că nu știu ce nu-i mai vine indemnizația lunară. Știți ce? Că e la Chișinău, a venit la guvern. Deci m-a sat simplu de tot, deci pentru toate instanțele, dar toți banii vedeți, s-a vorbit cu sora lui care ne-a lucit el ce ne contactă. Da, și urma ca, a zis așa, și sora, să-l trimit aici la noi la țin. Dar și-mi contactul să-i lămuresc. Pentru că dacă vă deșifrez dumneavoastră, vă spunați, deci puteți să-i spuneți așa ce el a avut și a primit. Pentru că am cerut deșifrare de la poștă Moldovei și acel mi-a dat că el a primit tot ce ține de ajutorul social din luna mai, până aprilie, mai, iunie și nemocit și august, pe lari. El zice că din iunie nu a mai primit indemnizația. Ajutorul social nu l-a primit. A primit toți banii au fost ridicați de la poștă Moldovei. Nu poate să ridice nimeni altul decât el, pentru că acolo se duce cu buletinul, cu codul personal. Dacă a fost împreună cu sora și sora, au convenit în ceea ce privește gestionarea banilor, de acum astea sunt probleme lor interior în familie. Nu știu, el a venit la Chișinău fără bani, nici n-are cu ce să întoarcă acasă, parcă îl cred că n-are. El face show-ul, dacă vă zic așa cu mine. Pentru că eu până mai săptămâna trecut, el a atacat verde de la Ministerul Sănătății. Acolo eu tot am dat toate cifrele astea, i-au explicat și el s-a oprit. Acum a luat alt cale. Am înțeles. Adică de-acum atacă pe dumneavoastră. Trimiteți-l, vă rog, acasă și să vină la asistența socială încă o dată și să-i explice și să-i dea deșifrare bani de la poștă Moldovei cum au ridicat eu toți banii. Dar cine e Cristina Mironca sau cine spune el că eu lua bani? Cristina este asistența socială de sat, dar nu are nimic Cristina cu cei ce vrea el să prezinte. Cristina e asistent social care i-a primit cererea și i-a dat decizia la mână. Ideea care e că lui când i s-a dat decizia la mână, i s-a dat o sumă de 1000
200 și nu mai am în memorie. El a primit pe două luni zic că 1455. De ce? Pentru că la dânsul nu s-a făcut încă calculul la pensie de dizabilitate. După care, el a primit cumulativ, a primit în luna lui iunie, a primit și pentru două luni pensie de dizabilitate. Mai mai mult în luna lui aprilie, el a primit cumulativ 7.000 de lei și toți ăștia au fost dedicați. Pentru tot ceva luni de urmă, că tot noi și calculați, dar asta nu e de competență, asta e de cu Consiliul Național de Terminare Dizabilității. El a primit, se primește, dacă zicem așa, pentru luna aprilie și mai, a primit și ajutorul social, mărit cu muncă, și a fost luat în calcul și pensia. 1455 a primit. După care, din luna lui iunie, de cu lui s-a luat în calcul și pensia, care o are el de 800 și ceva lei, și ajutorul social, el a rămas de 700 de lei, pentru că statul mai mult de 1500 de lei, noi nu-i garantează că a venit mediul lunar la persoană cu dizabilitate. Am înțeles, eu, mulțumesc. Zic, face show-uri, el neavând ce deranjează lumea, dar eu am făcut ca asistent social, am făcut scrisoare și la centru de sănătate mentală în Călăraș, că avem așa centru, și am solicitat ca să intervină și la centru medicilor de familie, pentru că categoria respectivă este în vizorul lor. La nivel de asistent social, la nivel de Casă Națională de Asigurări, el de acum totul este în regulă, el primește tot, banii sunt transferați. Mulțumesc pentru... 6 august, 755-120, asta e ceea ce el a avut la Casa Națională de Asigurări Sociale. Tot în luna lui august, el are să ridice social pentru luna lui iulie. Am înțeles. Mulțumesc pentru explicație. Cu cine am vorbit? Da, vă zic, spuneți-i să nu umbli și nu deranjeze. Eu am rugat și cu sora să am vorbit și am să mai vorbesc încă o dată cu sora sa. Dar eu îmi cer scuze aici, este și o răspundere, să zicem așa, o implicare mult mai activă a sănătatea mentală. Dacă omul este bolnav, dar el are gradul de dizabilitate respectiv 2, și atunci ar trebui ei mai mult să se implice și dacă e cazul de tratament sau de o administrare. Pentru că nu asistența socială o să se ocupe cu tratamentul lui. Am înțeles. Dar ce insinuiază el asistenții sociale nu are nimic. Da. Nu i-a luat nimeni bani, că e totul în aspect de program, care se calculează prin program, sunt transferați prin Casa Națională la Poșta Moldovei. Poșta Moldovei, vă zic, mi-a dat informație că banii au fost transferați și banii chiar și-au fost ridicați. Inclusiv discutând cu sora, da, i-a recunoscut că Igor a fost împreună cu dânsa. Eu de acum mai departe, eu nu știu cum o gestiona banii. Am înțeles. Mulțumesc pentru explicație. Vă rog, cum vă numiți? Poftim, o zi bun. Nu spuneți cum vă numiți? Nu-mi spune cum se numește. Omul de la Raion zice că tu cu sora ați ridicat bani. El spune minciuni. Tu cu sora ați luat bani și spune că tu spui minciuni. Nu, el spune minciuni. Mironca Cristina nu lua banii mei. Mironca Cristina. Și cum? O putut semneze în locul tău? O putut semneze. În locul tău? Tu n-ai semnat acolo, da? Nu, n-a. O putut semneze. M-am zis că lez, m-am măzit. Acum te-am amăzit. Tu ai semnat și după aceea banii nu i-ai luat. Cu cine erai la poștă? Mironca Cristina, ultima dată pe mărit semnez foi și am semnat. Cine a semnat? Eu am semnat, n-am știut. Și când acolo ajutorul social a fost adoptat. A fost aiet. A văzut că are grijă de mine. Cine are grijă de tine, sora? Și-a văzut, stăiet. Stăiet. Și dacă stăiet, am fost avocat și avocatul nu face nimic. Am fost avocat Rășcani. Acolo Rășcani nu face nimic, nu face. Ai cerut avocat de stat, da? De la Rășcani. Și avocatul de stat nu a făcut nimic. Dar ți-a dat avocat sau cu cine ai vorbit? Mi-s-o sau cu cel care era de serviciu acolo? Cu cine ai vorbit? Mi s-a dat avocat. Și de acolo, din Călăraș, avocat sau de unde? De la Chișinău. Și cum îl cheamă? Ai vorbit cu așa avocat? Am grăit cu Ioan Chitorogu. Așa-l cheamă pe avocat, da? Și avocat nu a făcut nimic mai departe. Mai departe nu a făcut nimic mai departe. Dar tu de ce n-aveai buletin ca să intri la poliție? Pentru că nu ai buletin, nu ai capacitate de exercițiu?
buletinul? Ai buletin. Buletinul meu e la bancă. Eu vreau să iau un credit să iau. Dar cum e la bancă buletinul? N-are voie să iau. La care bancă l-ai lăsat? Mordin cu bancă. Eu vreau să iau un credit să iau un credit. A, păi da, bun. Și dacă vrei să iei un credit, ce ai lăsat buletinul la bancă? Dar păi da, păi așa lasă, așa se lasă. Nu se lasă. La voi, la Călăraș? Lasă, așa se lasă, așa se lasă. Nu se lasă buletinul nimănui. Niciodată. Nu, nu, buletinul se lasă la Mordin cu banc. Unde? La Călăraș? Da, pentru ca să vadă credit sau nu dă credit, înțelegeți? Și te-ai lăsat buletinul acolo când ai lăsat? Data de 7 luna lui august. Deci câteva zile în urmă, săptămâna trecută, da? Vreau să... Dar pentru ce trebuie ți-ai credit? Câți bani vrei să iei? Vreau să eu mă duc, la, mă duc în România, mă duc. Dar trebuie pașaport. Cum ai să duci, da, în România? Da, îmi fac pașaport. Cu creditul acela? Și câți bani ai cerut? Nu știu, să-ți spună ei cât îți dau, da? Da, da, da. Da, dar nu cred că e bine că ai lăsat buletinul acolo. Înțeles. Deci de asta n-ai buletin, da? Da. Dar pensia ai luat-o până atunci? Sau ai semnat pentru ea până pe 7, până te duci la bancă? Ajutor social. M-am ajut data de 12... Data de 12 iulie m-am măjit scălesc. Și m-am scălesc când am știut banii de la mine. La dânsa am buzunar s-a dus. Așa nu le-a luat nici bani. Bani nu le-a luat nici, numai te-ai scălit. M-ai scălesc când acolo ajutorul social a fost luat. Da, complicat. Te-ai scălit, dar nu te-ai nici bani. Nu. Dacă n-ai scălit, ai văzut cât scrie acolo și sumă trebuia să fie. 1412 lei, că încă tăiet. A, pe lângă pensie tu ai și ajutor social de 1400, da? Da, două tăiet. Da, complicat treaba. Să vedem ce o să zic ăștia de la guvern. Că acela de la raion a crezut că grăiești cu guvernul. Ei am spus că te-am întâlnit la guvern și el a crezut că sunt de la guvern. Dar noi de la guvern am sunat.